relax zone also, where you can use everything for free. Only massages are extra book and extra paid. There we have a big swimming pool, small swimming pool, and also steam bath. Cine vine în această perioadă la Boroveț poate să găsească o cameră dublă într-un hotel de 4 stele cu doar 50 de euro pe noapte. Prețurile acestea sunt valabile doar în extra sezon, cum este această perioadă. Dacă a venit luna decembrie și mai ales zăpada de afară, prețurile cresc la 100, poate chiar 150 de euro pe noapte pentru aceeași cameră. Pentru Go Next, Adrian Boioglu. Turistul care vine aici, trimis poate chiar de agenția dumneavoastră, ce poate să facă în această perioadă anului, dar și mai târziu atunci când vine zăpadă? De exemplu, în extra sezon, turistul poate să vină pentru recreere, în sensul că poate să folosească piscina interioară a hotelului unde este cazat, centru spa, sau poate să alergă varianta de mountain bike sau călărie. Mai sunt și terenul de tenis. Vine iarna, se apropie lunile de iarnă, cu siguranță atunci Boroveț este mult mai darnic în activități pentru turiști. Ce le recomandați celor care vin aici în această perioadă? În primul rând să-și ia schiurile după ei. Se schiază foarte bine în zona asta Bulgariei. Au pârtii de la începător până la avansați. De asemenea, au și pârtii pentru schi nocturn, care sunt deschise de la 5 la 11 seara. Un cuplu care vine, de regulă doamna preferă să stea la spa, domnul preferă mai mult schi. Și atunci Borovețul, eu zic, este o stațiune pe care poate să le ofere pe toate. Am văzut și câteva magazine pe aici, poți să faci și shopping? Da, 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 poate să facă și shopping, au și supermarketuri, au de asemenea foarte multe terase denumite Mehana, unde seara se pot relaxa și pot asculta o muzică bună, unde pot mânca ceva bun.